Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre mituri, despre arhetipuri, despre călătoria eroului, despre un autor foarte drag cititorilor Herald, dar și invitatei mele de astăzi. Este vorba despre Joseph Campbell. Astăzi, alături de noi, este Camelia Oprea, practician artă biografică, și vom porni discuția noastră de la cartea ca noutate editorială publicată în colecția Arhetip, acolo unde sunt de altfel multe alte titluri de Joseph Campbell, cartea Istoria și legendele Sfântului Graal, simbol, magie și mister în miturile arturiene. Am să vă arăt și cartea la cameră. Aceasta este, da, mai departe un pic. Aceasta este cartea publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Câteva cuvinte despre carte, o lucrare care reunește într-o primă colecție scrierile și conferințele susținute de Joseph Campbell despre legendele arturiene ale Evului Mediu, prin bunăvoința eruditului editor american Evans Lansing Smith, care ne oferă și o prefață, de altfel o prefață excelentă, în care scoate în evidență extraordinarul talent de povestitor al lui Joseph Campbell. În această colecție de lucrări este publicată în premieră și teza de masterat a lui Joseph Campbell, A Study of Dolour's Stroke, ce se axează pe studiul mitului arturian și a semnificației tematicilor specifice legendelor Sfântului Graal. Iată, așa cum vă spuneam, o carte într-adevăr mult așteptată, foarte mulți cititori, știind că o să apară la finele anului trecut, ne-au întrebat despre această carte. În colecția Arhetip de Joseph Campbell, cumva vorbind despre această personalitate cu totul și cu totul remarcabilă, prieten și cu Mircea Eliade și cu Carl Gustav Jung, poate unul dintre cei mai mari psihologi, psihoterapeuți, care s-au aplecat cumva asupra ceea ce înseamnă simboluri, mituri în psihoterapie. În portofoliul editurii Herald, pe lângă Eroul cu 1000 de chipuri și Istoria și legendele Sfântului Graal, a mai apărut și Căi ale fericirii de Joseph Campbell. Iată, deci, un autor prolific, un autor extraordinar, așa cum spuneam puțin mai devreme. Făcând cumva, n-am ales întâmplător această carte, să-i spunem, aș face referire și la activitatea pe care o desfășoară Camelia și mai ales la un curs, ea mi-a trimis linkul, este vorba despre Parsifal, treptele vulnerabilității și întrebarea care vindecă. Cum ți s-a părut această carte? Și hai să spunem în zona aceasta de life coach, poate și de terapie, în ce fel ne ajută aceste mituri arturiene pe care, iată, le înglobează în această minunată carte Joseph Campbell, felul în care putem să, eu știu, să ajungem să ne cunoaștem mai bine pe noi, să aflăm anumite lucruri despre personalitatea noastră, cum spuneam, cu ajutorul miturilor și cu ajutorul, bineînțeles, a simbolurilor. În primul rând, mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru invitație și pentru temă, pentru că este o temă foarte dragă sufletului meu și nu este doar o temă la care m-am uitat de-a lungul celor aproape 12 ani, ci este o temă care trăiește foarte profund în mine. Ca să zic așa, e un fel de temă hartă pentru destinul meu. Și de aceea mă bucur foarte mult că putem să avem această întâlnire ca să împărtășesc cumva din ceea ce trăiește în mine, fără să am pretenția de erudiție, pentru chiar dacă sunt filolog, ca și profesie de bază, dar altceva m-a atras pe mine spre mituri. Ca să spun așa, în destinul meu este că la 14 ani eu m-am întâlnit cu Mircea Eliade și cu
miturile și de atunci au fost pentru mine au fost o călăuză. Iar în momentul în care am întâlnit această poveste a lui Parsifal și a Graalului, atunci când mă pregăteam să fiu profesor Waldorf, a fost ca un fel de răscruce, ca să zic așa. Ca și când a trebuit să mă trezesc într-un fel legat de ce înseamnă acest drum. Și a fost o mare bucurie să găsesc că și Joseph Campbell s-a preocupat atât de mult, mult mai mult decât lasă cartea să se înțeleagă. Cartea este o culegere, dar în prefață se întrevede acolo că, de fapt, această poveste a lui Parsifal l-a însoțit de-a lungul întregii lui biografii. El a povestit-o de multe ori studenților, de multe ori în călătoriile, pentru că făcea aceste călătorii în locurile speciale și, să zicem, sacre. Și mi-este foarte clar din ceea ce lasă să se întrevadă în preocuparea lui că e mult mai mult decât a lăsat să se vadă în operă. Și pot să și înțeleg de ce. Interesant este că drumul lui Campbell pleacă, de fapt, de la această lovitură dureroasă, pe care el o regăsește în niște mituri care sunt răspândite pe o arie destul de mare în Europa și este, de fapt, punctul care îl duce pe el în călătoria spre mituri. Adică nu este vorba doar despre legenda Graalului, că s-a preocupat în opera lui, în lucrarea lui de masterat, ci pur și simplu este punctul lui de pornire, în căutarea ceva. Cumva mă uit la Joseph Campbell nu ca la un erudit, sunt mulți erudiți în domeniul mitologiei, el este un căutător. El este într-o chestă, ca să zic așa. Și asta mi-a făcut așa inima să tresare de bucurie, pentru că avem nevoie cumva de această cunoaștere care e vie. Bineînțeles, cartea este o carte și erudită, pentru că la vremea aceea avea nevoie ca toate lucrurile pe care ele intuia să le documenteze într-un fel. Nu, ei nu puteau, și asta știu și de la Eliade, pe care l-am studiat intens, el, Eliade, Sacru și Profanul fiind lucrarea mea de licență, ca să zic așa. Aveau nevoie de această documentare pentru a putea să-și valideze intuițiile lor, care erau mai mult decât, ca să spun așa, niște gânduri intelectuale. Erau intuiții, pur și simplu, niște intuiții reale legate de drumul existențial al omului contemporan. Povestea aceasta lui Parsifal, ea este povestită în foarte multe feluri și de foarte mulți autori în Evul Mediu. Există, în primul rând, sunt cele mai cunoscute, sunt povestea lui Eschenbach, Wolfram von Eschenbach, din secolul XIII, aproximativ 1210, și povestea puțin mai târziu, nu mai târziu, de fapt, era mai devreme, a lui Chrétien de Troyes, care rămâne neterminată. Este un secol foarte interesant acesta în care apar aceste povești ale Graalului. Aș vrea să rămân foarte mult pe poveștile legate de Sfântul Graal, care sunt un pic diferite de poveștile din jurul mesei rotunde, ca să zic așa. Ele se intersectează, dar sunt de fapt drumuri diferite de dezvoltare, de transformare a ființei umane. Iar poveștile acestea despre Parsifal și despre, de fapt, Parzival sau Perceval, Parsifal găsim mai degrabă la, mai târziu, la Wagner. Toate aceste povești apar într-un singur secol. Este exact secolul în care apar marile catedrale. Este foarte interesant de urmărit acest lucru. Dar este și secolul în care apare un abis foarte puternic între individualitatea umană și biserică. Este secolul în care apare Inchiziția, este secolul în care sunt catarii și albigenzii sunt pur și simplu eradicați, pentru că ei veneau cu totul cu un alt fel de creștinism, un creștinism mai viu, mult mai uman, care nu era într-o ierarhie. Nu era legat de o ierarhie bisericească, nu era legat de niște dogme care n-au făcut decât cumva încet, încet să mai, cum să spun, să facă altceva într-un fel din creștinism.
Nu vreau să fiu eretică, dar sunt o eretică de felul meu, așa că poate că voi spune niște lucruri care nu sunt tocmai plăcute, dar este ceea ce trăiește într-un fel în mine. Este că, practic, curetul Qatar a încercat să-și găsească un alt pat. Sau, să zic așa, înțelepciunea din curentul Qatar și al albigenților a încercat să-și găsească un alt pat prin aceste povești ale Graalului, care au fost pe teritoriul Franței, pe teritoriul Germaniei. Pentru că vom vedea, cel puțin la Eschenbach, este foarte interesant, acolo găsim foarte multe simboluri creștine și aproape deloc trimiteri, de exemplu, către ritualuri bisericești. Există în aceeași perioadă însă și o variantă ecleziastică, ca să zic așa, a mitului al Graalului. Dar ceea ce aduce Eschenbach este ceva special. Și nu întâmplător, Joseph Campbell numește acest mit unul dintre marile mituri europene și chiar îndrăznește să spună ceva și să-l pună cumva mai presus de Divina Comedia lui Dante. Și a fost o întrebare, oare de ce? Și cumva aș vrea să punem către cititor și întrebări, nu doar să dăm răspunsuri, pentru că e foarte important să trăim cu întrebări și nu cu răspunsuri de-a gata. Cărțile acestea, de obicei, îmi place să spun că o carte nu este doar despre subiectul tratat în carte sau despre autor, este o carte despre mine în același timp. Fiecare carte, într-un fel, vorbește despre noi înșine. Și cumva de aceea invitația ar fi către toată lumea, către cei care ne vor vedea, să-și pună întrebări citind această carte. Pentru că Campbell dă niște interpretări, face niște legături, dar le lasă în suspensie. Ca și când te invită să mergi mai departe și să dai seama că toate acele simboluri, de fapt, sunt mai mult decât simboluri. Sunt niște etape în propria inițiere, în propria dezvoltare personală. Și asta este ceva ce pe mine mă face să-l recomand foarte mult printre mulți autori, printre mulți căutători și erudiți în mitologie până la urmă. Așa cum este de fapt și Eliade, care în felul lui a fost la fel un căutător. Acum, nu știu, putem să povestim un pic despre poveste? Să sigur, spunem așa sigur, măcar câteva elemente? Sigur că da. Ideea este că nu aș vrea să intru foarte mult în a face comparații sau a vorbi prea mult despre izvoare, despre motive care... Ele se regăsesc metamorfozate, e adevărat, unele dintre ele, dar o să ne oprim doar la câteva pe drum și întâi aș vrea să spun un pic despre poveste, să povestim puțin, ca să zicem așa. Să povestim acest Parzival al lui Eschenbach. Parzival începe cu un prolog foarte interesant. Aș vrea să fac o paranteză înainte de a povesti. Din păcate, nu există tradus poemul integral al lui Wolfram von Eschenbach în limba română. Nu avem nici măcar povestirea integrală în proză. Există și o transpunere în proză. Avem doar, este ceea ce am găsit eu, dacă alții au găsit, chiar aș vrea să mă anunțe, dar n-am găsit decât într-o culegere de cântece și legende din Evul Mediu din anii 70, o traducere parțială a poemului și foarte multe rezumate între versuri. În așa fel încât ai cumva o imagine a întregului poem, dar este clar că lipsesc foarte multe lucruri. Și poate în viitor acest minunat poem, chiar și transpus în proză, va ajunge la publicul larg, pentru că din punctul meu de vedere aceasta este baza de la care poți să pornești ca să poți să înțelegi mai mult legat de legenda Graalului. Altfel, chiar și citind interpretările, vei rămâne un pic suspendat pentru că nu ai toate datele, ca să zic așa. Și acest poem începe cu un prolog. Un prolog și cu o imagine. Și anume imaginea unei coțofene. Eu am prologul în versuri, dacă îmi dai voie, aș putea să-l citesc. Eu nu știu cât timp avem la dispoziție, dar tu spui, da?
În prolog, de obicei, este întreaga temă care va fi după aceea, care se va desfășura. Și sună așa prologul. Dacă îndoielii lași cumva spre inimă deschisă cale, în scurtă vreme vei afla că sufletul ți se prăvale. Cum colorate sunt la pene, în alb și negru coțofene, adesea, în aceeași fire, o cară cinste întâlnești. Când slăbiciune, șovăire, când în alte forțe bărbătești. Pe o asemenea ființă, nădejdea s-o cuprindă poate. Deschise porțile sunt toate, și în iad și în rai. Dar necredința deobântuie, ea după moarte de beznă doar avea parte, de negru fără de sfârșit. Acela doar lumină vede ce în Domnul și în oameni crede, căci luciul alb și-a dobândit. Acesta este Bogul. Iar acum citindu-l am avut exact trăirea asta că parcă este prologul vremurilor în care noi trăim. Cumva. Și parcă de peste timp, cumva Eschenbach ne aruncă prin povestea asta o ștafetă. Povestea asta începe, de fapt, cu tatălui lui Perceval, sau Parzival, așa este numit de Eschenbach. Și tatălui Gamuret este un cavaler special. De ce? Pentru că el nu primește jumătate din împărăție așa cum îi se dăruiește de către fratele lui, ci pleacă în lume pentru că vrea să-și găsească el singur loc. Or, pentru lumea medievală, această dorință individuală, cumva, și acest dor al lui Gamuret va fi cumva o moștenire și pentru fiul lui. Dorul acesta de a fi tu însuți. Gamuret trece prin tot felul de aventuri, însă moare înainte de a-i se naște al doilea fiu. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte, că sunt foarte multe amănunte, sunt incredibil de multe amănunte. Ideea este că mama, atât de îndurerată, nu vrea ca fiul ei să aibă soarta tatălui. Nu vrea ca fiul ei să devină cavaler. Ea este regină, ea are un regat, are supuși, dar renunță la tot și se retrage în pădurea Soltane ca să-l crească pe fiul ei departe de tot ce înseamnă lume cavalerească, departe de tot ce înseamnă lume strălucitoare de la curte. Pur și simplu, într-o pădure izolată, împreună cu câțiva servitori, fiul ei crește până pe la 16 ani, neștiind nimic altceva decât ceea ce întâlnește. Pădure, păsări, animale, își face suliță singur, vânează, învață să vâneze singur. Și mama lui, care îi spune foarte puține lucruri. Îi dă o educație foarte, poate aș spune mai degrabă că nu există educație în sensul în care înțelegem noi educația astăzi. Nu are limite, ca să spun așa într-un fel, dar în același timp este total izolat de lume. Or, Parzival trăiește, crește într-un anumit fel. Însă vine un moment în care el întâlnește niște cavaleri care trec prin acea pădure. Și în momentul acela, în el se trezește o întrebare. Ce este cavaler? Ce este acela un cavaler? Pentru că el îi confundă inițial cu Dumnezeu. Pentru că sunt atât de strălucitori, așa cum și-a închipuit el că este Dumnezeu, după cum îl descria mama lui. Și el crede că îl întâlnește pe Dumnezeu. Și vrea să lupte împotriva diavolului, pentru că este un alt lucru despre care a aflat de la mama lui. Dar atât. Este tot ceea ce știe. Că există Dumnezeu și există diavol. Că există alb și există negru. Însă nu este Dumnezeu. Nu îl întâlnește pe Dumnezeu, ci întâlnește cavaler. Și în momentul în care află ce înseamnă să fii cavaler, după ce pune niște întrebări
Foarte copilărești. Te naști cu hainele astea pe tine? Cavaler, așa te naști? Și alte lucruri de genul ăsta. Este atât de naiv, este atât de inocent, este atât de pur, dar pentru omul cultivat, ca să zic așa, este de-a dreptul hilar. Și hotărăște Parsifal să plece în lume și să devină cavaler. Ceea ce mamei îi provoacă o mare durere. Însă nu are cum să-l oprească. Dar face ceva. Îl îmbracă într-un bufon și îi dă în loc de cal o mârțoagă, sperând din tot sufletul că oamenii vor râde de el, iar el rușinat se va întoarce acasă. Dar Parsifal este atât de prins de minunea asta de a deveni cavaler, încât nu există nimic altceva. Și pleacă, lăsând-o pe mama lui în urma sa, căzând de durere, de fapt murind de durere. El nici măcar nu se întoarce, nu își întoarce privirea, și pleacă să devină cavaler la curtea lui Arthur, pentru că toți cavalerii acolo devin cavaleri. Toți cei care vor să devină cavaleri, da. Are câteva aventuri pe drum, face niște lucruri pe care el nu le înțelege. Fură o sărutare și broșa unei doamne care stă într-un corp așteptându-și soțul. Nu știe ce înseamnă asta. Știe doar că dacă, așa i-a spus mama, că dacă va merita iubirea unei doamne, să primească sărutarea și broșa. Dar el le ia, pentru că nu știe să traducă aceste sfaturi. Și pleacă mai departe. În urma lui provoacă o dramă, pentru că acea femeie ieșute este târâtă de soțul ei prin toată lumea, îmbrăcată în strențe, pe o mârțoagă, ca să-l găsească pe cel care a distrus căsătoria. În cele din urmă ajunge la Arthur. Felul în care ajunge este unul, într-adevăr, este ceva foarte diferit. Felul în care se comportă e foarte diferit de toate cutumele, ca să zic așa, unei curți regale. Intră călare pe mârțoagă direct în sala tronului și spune văzul tuturor: vreau să devin cavaler, să mă fac Arthur acum cavaler. Brăgat într-o, bineînțeles, în acea haină de bufon. Unii râd când îl văd. Alții rămân puțin șocați, pentru că e o mare discrepanță între frumusețea lui fizică, între vigoarea lui fizică și acel râs tâmp. Deci, ăsta este Parsifal, cel care se duce prima dată în lume. Iar el trece apoi prin niște trepte prin care devine cavaler. Ajunge să se căsătorească, o să scurtez povestea, ajunge să fie împlinit ca bărbat, ca om, ca, din punct de vedere social, este deja cunoscut ca și cavaler, pentru că face o grămadă de acte de vitejie, ca să zic așa, și apoi vine un moment în care se face dor de mamă și pleacă de lângă soția lui și de lângă fiul lui și al doilea fiul care urma să se nască și pleacă să-și caute mama. Dar în drumul acesta, de fapt, el la un moment dat ajunge la Graal. Din întâmplare. Ajunge la castel. Sau ajunge prima dată într-un ținut, pare că se rătăcește și apare pe lac un personaj care pescuiește. Și acel personaj îi spune: dacă nu te rătăcești, uite, du-te către castelul meu care te poate primi în seara aceasta. Și Parsifal ajunge la acel castel, nu se rătăcește și nimerește în toiul unui ritual pe care nu mai văzuse niciodată, pe care nu-l înțelege. Este fastuos, sunt 400 de cavaleri în acea sală. Îl vede pe stăpânul castelului care zace lângă el și pare că este foarte bolnav. Vede o suliță care este adusă la un moment dat, din care picură sânge și toată sala jelește. Vede un alai de fecioare și o fecioară care poartă un obiect
care este pus acolo în fața regelui, iar dintr-o dată, ca de niciunde, mesele sunt umplute cu băutură și cu mâncare. Și el stă și se uită. Mentorul lui, cel care îl învățase să devină cavaler, Gurnemanț, îi spusese la un moment dat un lucru. Să nu întrebi fără rost, până ce nu înțelegi despre ce e vorba. Aici se află Parzival. El vede ceva și încearcă să înțeleagă ce e acolo. Și rămâne mut, pentru că ar vrea să pună întrebarea, ce e cu lancea, ce e cu piatra, aici nu-i ocupă Graalul, este o piatră. De ce suferă regele? Mai mult, primește o sabie de la rege, care îi spune foarte clar, această sabie m-a apărat în multe bătălii până când viața mea a fost frântă. Ți-o dăruiesc ție. Și nici atunci nu întreabă, de ce a fost frântă viața ta? Și pleacă sfios să se culce, gândindu-se că o să întrebe vreun scutier care este enigma acelui castel. Bineînțeles că nu mai are pe cine să întrebe. Și a doua zi castelul e gol, nu e nimeni. Nu-l ajută nimeni să se îmbrace, să-și pună armura, să-și pune săbile. Și se gândește, în mod sigur, este vreun pericol și toți au plecat la luptă. Deci mă duc să-i ajut. De multe ori și noi interpretăm la fel realitatea, ca să zic așa, prin ce am fost învățați, prin experiențele noastre. Și așa pleacă Parzival, dar în momentul în care pleacă, podul de la castel se ridică și cineva de sus îl ceartă că n-a fost în stare să pună o întrebare. Nu prea înțelege nici de data asta ce trebuia să facă. Și apoi, căutându-i, la un moment dat o întâlnește pe Sigune. Sigune, cea cu care se va tot întâlni în drumul lui, în destinul lui, și care este verișoara lui. De la ea aflase el într-o întâlnire anterioară cum îl cheamă, pentru că el plecase la drum cu identitatea Bonfis, Bofis, Monfis. Adică așa cum îi spunea mama. Fiul meu, dragul meu, frumosul meu fiu. Deci, practic, el nu știa cine e până în acel moment, dar se întâlnește din nou cu ea și ea îi spune, e oarbă, pentru că ea într-o mare durere, logonicul ei a fost ucis și ea rămâne acolo în acel plâns continuu cu logonicul în brațe și această imagine ne urmărește cumva în toată povestea. De data asta e schimbată, a orbit, nu-l vede pe Parzival. Nici el nu mai recunoaște pentru că ea este schimbată de durere, dar printre altele îi spune că a fost într-un loc, a fost la un castel și a văzut asta. Și a văzut pe acel rege bolnav. Și atunci ea îl întreabă și a pus întrebarea, nu-i așa? Nu, n-am pus. Cum ai pus întrebarea? Și îl hulește, îl gonește, pur și simplu. Pentru că nu a pus întrebarea. Are un moment în care în sufletul lui Parzival începe să apară îndoiala. Îndoiala legată de cine sunt eu, ce trebuia să fac. De ce toată lumea așteaptă de la mine asta? Și un punct din care călătoria lui începe să devină una interioară mai mult și de descoperire de sine. Și pentru că n-a pus întrebarea, el trebuie acum să ajungă la Graal din nou, să pună întrebarea. Și ăsta e singurul lui scop, singura lui misiune. În acest moment vor fi foarte multe alte etape, vor fi multe întâlniri, vor fi multe aventuri. Dar el nu găsește Graalul. Cu cât îl caută mai mult, cu atât pare mai îndepărtată ținta. Și ajunge și într-un punct în care, ca să zic așa cum spunea în prolog, Eșemba, ajunge în acel punct de necredință, în care își întoarce spatele de la ceea ce credea el că este acel Dumnezeu care mereu e lângă tine. Și alege să meargă pe drum singur, căutând Graalul, dar bazându-se doar pe el.
Ori asta, acest aspect, este un aspect care ține foarte mult de inițierea europeană. Într-un fel, de ce, că trebuie să spunem, de ce este un mit european? Joseph Campbell, ca și Eliade și mulți alți mitologi, ei au mers în multe arii. Orientul și Occidentul, ei au încercat să facă un pod între înțelepciunea orientală și înțelepciunea occidentală și să vadă cum se pot lega, cum anumite teme se pot întrepătrunde sau pot să circule. Însă ceea ce este special este că, într-un fel, în inițierea orientală ai nevoie de un guru. Aici, în povestea lui Parsifal, apare ceva foarte interesant. Nici măcar Dumnezeu nu mai e gurul tău, ca să zic așa. Nu te mai bazezi nici măcar pe asta. Pleci la drum în căutarea graalului, care știi că e dintr-o altă lume, într-un fel. Dar pleci bazându-te pe forțele tale. Într-un fel este o izolare de lume, dar în același timp este și un mod de a-ți lua destinul în propriile mâini. Chiar dacă asta înseamnă să te rătăcești. Pentru că el se va rătăci și se va rătăci și se va rătăci de sine, ca să zic așa, în primul rând. Până ajunge într-un punct, în vinerea, într-o vineri, de fapt este vinerea mare, în care el este total deconectat de sine și de lume. Nu mai știe cum au trecut anii, nu mai știe dacă, nu mai simte dacă este vară sau iarnă și întâlnește un convoi, tocmai ninsese un pic, cumva, era primăvară, dar misese un convoi al unui cavaler în vârstă cu toată suita. Însă toți erau îmbrăcați în haine foarte simple și mergeau desculți. Și ăsta e un moment pentru Parsifal, călare pe cal cu armura lui roșie, el e numit cavalerul roșu, îi vede și în momentul ăla ceva se trezește în el, ca un fel de... Cum de în oamenii ăștia e așa lumină în ochi, deși sunt desculți și e frigă afară, și în mine e atât de mare pustiul. Cumva eu traduc acum, ca să spun un pic versurile foarte frumoase ale lui Eschenbach, de fapt. Și cavalerul acela bătrân spune, cum îndrăznești ca tocmai în această zi tu să vii așa în armură și călare? Tu știi ce zi asta? Nu mai știu. Numărul zilele. Și atunci cavalerul acesta nu mai ceartă și încearcă cumva să explice. Știi, este Vinerea Mare, este ziua în care Mântuitorul nostru a fost crucificat. Și aici e ceva foarte interesant. Mântuitorul, Parsifal nu știe despre niciun Mântuitor, el știe despre un Dumnezeu care tot timpul pentru noi. El nu are nicio relație cu Dumnezeu Fiul, el are o relație doar cu Dumnezeu Tatăl, sau a avut, că nu mai are, de care tocmai s-a, da, s-a detașat. Cine a murit pentru păcatele noastre? Dintr-o dată se trezește cu ceva total nou. Care păcate? Sunt... Și ajunge din nou în acel punct de necunoaștere, pentru că aici vreau să ajung. Parsifal pare un necunoscător, până când ajunge să cunoască tot ce înseamnă, tot ce ține de cavalerism. Și ajunge din nou în necunoaștere când se uită, când este la Graal. Și nu înțelege ce e acolo. Și nu poate să pună întrebarea. Pentru că atunci când nu înțelegi, e foarte greu să formulezi o întrebare. Și ajunge din nou în acest punct zero de cunoaștere, ca să zic așa, cât îi se spune ceva, iar pentru el acel ceva nu are realitate în el însuși. Și e un moment foarte interesant. Dacă până atunci dârlogii calului erau în mâinile lui și căuta graalul, în momentul în care acest cavaler îi spune, văd că ceva se întâmplă cu tine, uite, poate că ar fi mai bine pentru sufletul tău să te duci mai încolo, e un pusnic. Du-te și spovedește-te. Poate îți va alina sufletul. Deci îl vede, e văzut în momentul ăla, e văzut de cineva care îi spune, acolo ai putea găsi alinare. Și ăla e un moment de răscruce pentru Parsifal. Este momentul în care își spune, dacă există vreun Dumnezeu, atunci îmi las calul liber ca să mă ducă acolo unde trebuie. Este un gest, ca să zic așa, pe drumul nostru de dezvoltare și de transformare sau de inițiere, cum vrem să-i spunem, crucial, în care nu ne mai ținem de ceea ce cunoaștem,
de ceea ce știm, de experiența noastră, de expertiza noastră, de rolurile noastre, de imaginea noastră. Ajungem într-un punct de neputință totală, de deconectare totală și facem acest gest în care lăsăm calul liber. Și calul îl duce la trevizent. Iar acolo are loc ceva foarte important. Nu spune de la început cine este. Este invitat în peștera aceea unde se afla pusnicul. Dar în cele din urmă spune, da, eu am fost cel tare. Întreabă despre Graal, cum pot ajunge la Graal? Și pusnicul îi spune, la Graal nu poate ajunge oricine. La Graal ajunge doar cel care e chemat de Graal. Și pusnicul îl mai întreabă niște lucruri și până la urmă îi spune, știi, acolo am Fortas, care este rănit, care nici nu moare, nici nu trăiește. Și că singura lui, ca să zic așa, ușurare este ca acea lance să fie înfiptă în rană. Este lancea care l-a rănit. Și acolo am fost să aștepta pe cineva ca din întâmplare să treacă pe acolo și din compasiune să-i pună întrebarea care l-ar fi vindecat. Dar a fost unetot și n-a reușit să o facă. Și Parsifal spune, nu am fost acel unetot. Și un moment foarte interesant. Trevizent este, de fapt, fratele lui Amfortas, a fost un cavaler la rândul lui și a devenit ermit, tocmai ca prin rugăciuni cumva să-și ajute fratele, să-l vindece. Momentul în care aude asta, în Trevizent apar două lucruri. Pe de-o parte, o mare durere, dar în același timp, o speranță. Și să nu îi spune lui Parsifal să nu lase deznădejdea să-i ocupe sufletul. Pentru că Iisus Hristos poate va să ierte absolut orice. Și ce face? Îl inițiază, e perioada Paștelor, și îl inițiază pe el în ceea ce înseamnă un altfel de relație personală cu Hristos, de fapt. Și cu creștinismul acesta personal, într-un fel. Dar mai află ceva Parsifal. Află niște lucruri pe care el nu le știa. Află că plecând de acasă, el a făcut un gest și mama lui a murit. Află că mama lui este sora lui Amfortas și că el, Parsifal, face parte din această familie a Graalului. Pentru că este o familie de sânge a Graalului. Află că Iter, pe care îl ucisese când a ajuns la Arthur și i-a luat, căruia îi luase și armura și calul, este verișorul lui pe care l-a făcut din ignoranță. Și toate lucrurile astea, spune Trevizent, au apăsat atât de mult într-un fel inconștient sufletului Parsifal, încât el n-a putut să pună întrebarea, nu a putut să fie într-o trezie spirituală, să poată să aibă acea compasiune reală prin care să pună întrebarea. Cineva în cursul meu de ieri, o să vorbesc un pic despre cursul acesta la un moment dat, a pus această întrebare. Ce e aia o întrebare care vindecă? Cum poate vindeca o singură întrebare? Și care e întrebarea pe care trebuia să o pună? Ideea este că după ce află toate lucrurile astea, după ce se spovedește, după ce sufletul lui se ușurează, cred că nu e doar o simplă spovedanie, cred că acolo e ceva mult mai mult. E așa cum ar fi acum că te duce la terapie, ca să zic așa. El pleacă după aceea și asta sublinează foarte frumos Eschenbach, pentru că sunt niște lucruri fine, lăsându-și calul liber. Adică gestul acela care l-a dus la Trevizent, îl continuă și lasă calul liber. Și bineînțeles că în cele din urmă, după alte aventuri, ajunge la Graal. Dar de ce? Pentru că, de fapt, pe piatra Graalului apare numele lui. Numele! Nu ca un cavaler care, din compasiune, tralala, tralala, cum a apărut inițial, ci că el, Parsifal, este chemat la Graal să devină regent. Apoi vine această întrebare. Ce s-a întâmplat de el? E chemat de data asta. Și nu e chemat pentru că face parte din familia Graalului, atenție, ci pentru că merită. Și aici sunt aceste două curente.
linia de sânge și linia aceasta prin care tu meriți să fii chemat acolo. Cam asta ar fi povestea. Acum, aș vrea să spun un lucru. În perioada medievală, au fost foarte preocupați despre Graal. Au fost foarte multe poeme, povestiri, legende despre căutarea Graalului, cum ajungi la Graal. Eu aș vrea să spun ceva, că în centru, în epoca noastră, pentru că, de fapt, mitul acesta lui Parsifal este foarte actual. În epoca noastră, însă, cred că în centru stă problematica rănii lui Amfortas. Și întrebări. De ce suferă, de fapt, Amfortas? De ce suferă omenirea în momentul ăsta? Pentru că întregul regat al Graalului suferă din cauza faptului că regele e rănit. Imaginea asta a ținutului pustit nu este o imagine doar din aceste legende. Imaginea ținutului pustit pentru că regele e rănit și suferă este în foarte multe basme, în foarte multe legende, este ca un fel de arhetip. Putem să ne uităm intern. Atâta timp cât eu am o rană sufletească, întregul meu regat interior, de fapt, este pustit. Și oricât de mult aș încerca să arăt altceva în lume, de fapt, rana aia undeva în străfunduri nu face altceva decât să-mi ia din vitalitate zi după zi. Și cred cumva, și de asta, apropo de teza de masterat a lui Joseph Campbell, care este despre lovitură, despre lovitură, lovitura dureroasă, pe care el ajunge să o pună în legătură inclusiv cu rana care îi este produsă Mântuitorului pe cruce. Rana lui Amfortas este în organele genitale. Și este și asta o întrebare. Da, este zona de fertilitate, ca să zic așa. Deci poți să spui că e ca un fel de simbol, dar este și mai mult decât atât. Este ca și când ni se adresează o întrebare, zona aceasta care este de tainică, de misterioasă și de necontrolată într-un fel, ea este și zona din care, în același timp, suntem cumva invitați să ne uităm către zona aceasta a noastră. Dar, în același timp, imaginea cealaltă, lancea care trece prin ficatul Mântuitorului și prin inima lui, pentru mine, nu sunt foarte multe explicații aici. Exact cum am spus, pentru că de fapt te lasă cu această întrebare. Care este legătura între aceste zone și ce înseamnă de fapt cu adevărat această rană? Citisem undeva că epoca noastră este o epocă a ficatului bolnav, ca să zic așa. Suntem, în primul rând, ficatul nostru este bolnav și apoi inima, bineînțeles. Toate grijile și toată contracția noastră se duce acolo. Cumva acolo se întipărește încă din pântece, se întipăresc pe de-o parte toate convingerile și tiparele mamei, dar apoi tot ceea ce primesc eu acolo se duce ca amprentă. Și este foarte interesant de observat și asta. Dar asta deja intrăm într-o zonă care e un pic ezoterică, mai degrabă, decât... Da... Da, și ține de mă auzeam eu și nu știam de ce. Ține cumva și de pentru că tot ai vorbit despre răni și în ultimele luni chiar am abordat acest subiect de multe ori în aceste videoclipuri despre rănile emoționale, despre traumele, despre tot cumva bagajul acesta genetic. Tot pomeneai puțin mai devreme, bagajul genetic cu care noi ne naștem, ce dobândim cumva din punct de vedere transgenerațional și psihogenealogic de la părinții noștri cu precădere de la mamă și apoi, iată, traumele cu care venim noi și prin care, din păcate, dezvoltăm aceste tipare relaționale disfuncționale, perpetuăm această stare de suferință și stăm și ne întrebăm de ce suferim atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, dacă vorbim de o suferință în epoca actuală, despre o suferință a întregii umanități, a întregii omeniri. Și aș mai adăuga, oricum tot ceea ce ai spus este
ca o poveste. Îți mărturisesc sincer că e poate pentru prima dată când am o astfel de discuție care mă duce efectiv, imaginar, mă duce în anumite zone, mă duce pe anumite tărâmuri, pe anumite meleaguri și cumva mă gândeam la Parsifal și făcând referire la o altă carte publicată de Joseph Campbell, cel puțin asta mi-a transmis mie, Eroul cu 1000 de chipuri. Da, aceeași povestirea ta a fost ca un soi de călătorie. Deci este exact călătoria eroului, călătoria noastră interioară pentru a ne redescoperi și de fapt este drumul acesta lui Parsifal de la acea puritate, acea inocență, acea infantilitate, dar nu neapărat în sensul rău, ci acea copilărie a sufletului său spre maturizare. Iar punctul culminant al maturizării sale este tocmai această legătură intrinsecă pe care, iată, până la urmă o are cu Sfântul Graal și că, de fapt, nu destinația contează, nu faptul că am găsit Graalul și acolo se termină cumva drumul meu interior, călătoria mea interioară, ci de fapt cel mai important în acest demers este însăși călătoria. Da, da, da. Și aș vrea să mai adaug ceva. Asta a fost, ca să zic așa, teza mea de profesor Waldorf. Pentru că ca profesor Waldorf de liceu, eu am lucrat cu copiii de clasa copii, cu tinerii de clasa 11-a, se lucrează această temă în școlile Waldorf, pentru că este ca un fel de hartă pentru întreaga existență. Este minunat cei care reușesc să aibă contact cu aceste imagini. Și am lucrat pe acest subiect, am avut o lucrare pe care am scris-o la vremea aceea și era această întrebare legată de întrebare. Ce este? Și la vremea aceea, bineînțeles că am încercat eu să găsesc, să caut, să sap în mine, în ce am citit, mi-am dat seama că, și ce am descoperit a fost așa, că în momentul în care Trevrizent îl ascultă pe Parsifal, îi ascultă viața, nu-l judecă, nu-l hulește, nu-l gonește că a făcut un păcat, ci îl primește așa cum este el. Și chiar spune, nu sunt eu în măsură, ci doar Hristos este în măsură să vindece sau să ierte. Dar pentru că se creează acest spațiu între ei, în care cel păcătos este ascultat, este primit. Nu e, știi, nu se pune grila. A, comportament nu știu de care, sau eu știu, ai păcătuit X, Y, Z, canonul nu știu care. Nu, pur și simplu. Este primit așa, este el ca om. Se întâmplă ceva foarte interesant în astfel de momente, și anume apare autocompasiunea. Înțelegi că nu puteai să faci altfel, pentru că nu știai. Asta înțelege Parsifal, că n-a făcut păcate pentru că a vrut să le facă cu intenție, ci că pur și simplu dorul lui era atât de mare și a provocat durere, a provocat moarte, a provocat suferință. Și poate să internalizeze aceste evenimente și aspecte, să le integreze în ființa lui. Nu mai sunt undeva, pe firul meu biografic s-a întâmplat de mult, dar asta e de mult numai, ce mai aducem acum în prezent, ce a fost trecutul. Asta face, aduce trecutul în prezent și îi creează un spațiu prin care, de fapt, el ajunge să aibă această autocompasiune. În momentul în care ai autocompasiune, inima ta e ușoară. Inima ta nu se mai uită la Amforta și spune... Eu sunt sigură că prima dată lui Parsifal a fost frică. Pentru că atunci când nu cunoști, se frică. Asta e primul lucru care se naște în noi. Dacă ar veni, să zicem, un elefant sau o girafă acum la mine în cabinet, sigur aș speria, pentru că n-aș putea să... ar fi ceva necunoscut într-un fel. Dar atunci când ai autocompasiune și, de fapt, începi să te cunoști prin această autocompasiune,
pasiune. Din punctul meu de vedere, asta e cunoașterea reală. Atunci, inima ta e deschisă către lume. Și de asta merită să fie chemat. Iar în momentul în care îl vede pe Amfortas, el știe toată povestea lui. El știe cât de mult a suferit Amfortas. El știe că Amfortas vrea să fie liberat. Amfortas tânjește să moară, pentru că este îngrozitor ceea ce trăiește. El este un mort viu. Și din această compasiune, nu stă să se gândească oare ce întrebare terapeutică trebuie să pună acum. Nu! Sufletului Parsifal pur și simplu se dăruiește în cuvânt. Cuvântul, ca și realitate, vindecă. Dar acest cuvânt care izvorăște din inimă. Dar nu mai stai să-ți mai cântărești cuvintele, ci vorbește inima ta. Chiar dacă poate ești chiar ilogic. Mulți au spus că întrebarea ar fi fost ce te doare? Așa zice și povestea. Ce te doare, unchiule? Cineva a spus odată însă ceva interesant. Nu, întrebarea care a izvorât din gura lui Parsifal a fost care-i confuzia ta? Și dar mai puțin important ce, ci cum se întâmplă acest lucru. Și cred că de aceea zic că în lumea noastră suferindă acum, în care toți de fapt începem să ne apropiem de rana noastră primordială, pentru că fiecare individ are o rană primordială, avem foarte multe traume și răni emoționale. Ele sunt doar manifestări a unei singure răni. Iar rana aceasta înseamnă deconectarea de lumea spirituală. Deconectarea de graal sau deconectarea de, nu știu, de a fi rege cumva în regatul tău. Asta simt că este într-un fel rana. Și aici este, zic eu, povestea aceasta invită, așa cum sunt și celelalte povești inițiatice, invită să stai pe marginea ei și să te întrebi. Când sunt Amfortas? Când sunt Parsifal? Caut eu graalul? Sau știu că există așa ceva? Sau am renunțat? Nu. Dragii noștri, am vorbit astăzi, iată o poveste lungă și foarte frumoasă. Am vorbit astăzi alături de Camelia Oprea, practician arta biografică, despre miturile arturiene, despre mitul lui Parsifal, despre istoria și legendele Sfântului Graal, simbol magie și mister, în miturile arturiene, o carte publicată în colecția Arhetipa editurii Herald, o carte scrisă de Joseph Campbell, pe care vă recomandăm cu mare drag. Vă mulțumim cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!